Prezent, prezent! Și chiar văd comentariile. Bun! M-auziți puțin, poate mai greu, pentru că port mască, dar e bine că m-auziți. Un share ne-ar ajuta. Știți cum e, sharing is caring. Întotdeauna contează o susținere din partea tuturor. Ce să fac, Mirica? Uite, îmi duc bătrânețea prin Polonia. Da, gata, am revenit. A fost o zi plină astăzi. Cred că voi vă simțiți mult mai bine. Mă și gândesc că sunteți în fața calculatoarelor, a televizoarelor, pe canapea, la o țigară, la o bere, la un suc, la ceva. Până la urmă este momentul ăla când ne simțim foarte bine, momentul în care, chiar dacă muncim cumva, într-un fel sau altul, sau stăm în picioare, sau e agitație, este ca o, ce să zic, ca o relaxare, ca un hobby. Da. Ne face plăcere. Salutare, Ciprian! Cum e covorul? Deci, vreau să vă spun, acest persan elegant, oamenii nu duc lipsă de imaginație atunci când vine vorba de cum să-ți aranjezi mașina. Pe lângă acest covor al lui Aladdin, vorbim și de un interior drăguț. Stai să vă dau și lumina. Pare să... un Mercedes frumos. Ia uite, are și televizor acolo, parcă. Da, ne place o mașină cu gust. Aceste 30 ne-a plăcut în mod special, arată impecabil. Este cu volanul în șanț, dar presupun că asta este și ideea. Sau poate că omul chiar este din Anglia. Sunt în Katowice, Polonia, la evenimentul Ultrace. Ultrace, așa se numește anul acesta, până acum s-a numit Racism. Da? Și-au schimbat locația pentru anul acesta, întrucât la Rocklaw nu au mai putut organiza evenimentul datorită pandemiei. Și atunci au redenumit Ultrace, o nouă locație în alt oraș. Suntem prezenți aici, ne bucurăm nespus. Ia auzi, că și oftează această mașină. Tare. Arată impecabil. Și aceasta arată impecabil. Rog să share-uiți acest live. Erai Custom România, prezent al patrulea an în Polonia. Ne place nespus. Venim să mai simțim spiritul acesta de atât de bună dispoziție, competitivitate. Da, m-am hidratat, sigur. Am pus în apă, am pus și puțin suc de zmeură, sirop de zmeură. Golful, da, golful, da, aici este zona noastră, v-am zis. Aici am terminat live-ul de astăzi, al primul sau al doilea, nu mai contează, și am zis hai să continuăm cu interiorul. Cu interiorul, cum să vă zic, tare și asta. Are și evacuare, frate. Și are și aer. Și are și roțile poliș. Tare, nu? E, vorbim de un Golf 5 cu personalitate. Maximă personalitate, pentru că arată impecabil.
lume multă chiar și la ora aceasta. Ia, vedeți interior cu volanul X. Nu e GTD, e benzină. Aici este un E92. Dar așa camber n-am mai văzut de mult. Față spate. De coborât sigur, coboară, e până în pământ. Cu lip de carbon. Cu interior frumos. Fitment față spate. Japonia! E30 pentru iubitorii de urși. V-am zis, ajungem în A5. Da, Adiță, uite-te la cele două live-uri sau trei pe care le-am avut astăzi și vei vedea A5, RS5. Ia uite un RS5 și aici. E30 a ajuns. Da. Frumos. Gata, nu mai țip. Vă spar boxele, a? Vă e frică de boxe? Băi, ce oameni, bă. Un RS5 frumos, elegant. Jante de la MB Design. Putem să vă aducem și noi jantele de la MB Design. Suntem reselleri la acestui brand. Acestea sunt unele concave monobloc. Ajungem și la această japoneză care a fost menționată în top 40, parcă, sau nu mai știu, n-am fost foarte atent top câte, dar oricum deja juriul a luat-o în considerare pentru premiere. E36 a fost o bucată sau este o bucată puțin mai în față, o să ajungem și la el. E, ceva ce ne place nou, sau cel puțin mie, ador SUV-urile coborâte. Vorbim de aceste SQ5. Coborât frumos, arată foarte, foarte bine. E de-al tău. Dar Ciprian Grădinaru, să știi că am altceva pentru tine. Ce zici de așa ceva? Un Tiguan coborât. Păcat că nu are trapo, da. Asta este. Ne plac SUV-urile coborâte. Punem 3. E ca un șarpe. Da. E cu colant, inserție, ceva cu șarpe, cu astea. Cine vrea să-l urmărească pe Instagram, nu mă dă pe spate. Dar e interesant, așa, în felul lui. Dar, da, există un dar. Un E39 corect, cu roți să fie. Aici, roți, aici toate lățimile posibile. Un S3 frumos. Modelul nou sau ceva gen. Da, să ne uităm. About
golfuri la greu, GTI-uri cu rotiform, jante pe care vi le putem aduce cu mare drag. Băieții își expun și portbagajul. Decent. Tete. O să fii dezamăgit, Ciprian Grădinaru. Un Audi A7 ceva lățit, se vede că s-a lucrat la oripi, cum ar spune mulți. Ăsta a lucrat și la oripi și la ușă. Este lățit. Cu jante destul de mișto, arată live. Aveam și un polonic. E, aici mergem către o chestie tare. Mie mi-a plăcut, am văzut-o și în mers. Un, nu e bot de cal ăsta sau ce e? Cred că ăsta este. Dar, repet, motorul, sunetul este incredibil. Am auzit ieri în mers. Arată într-un mare fel și se aude într-un mare fel. S-aude foarte mișto în mers. Interesantă mașină. O japonez, un Lexus. Ce mi-a atras atenția este că anul trecut la Racism această mașină era de show. Mă refer cu interior, cu tot ce trebuie, Alcantara, napa, chestii, trestii. Iar anul ăsta este de drift. Adică omul a zis, băi, m-am plictisit de ce tot atâta show și să arate impecabil. Bine, oricum arată impecabil, mă refer la vopsea, jante și tot ce trebuie, doar că a decis să schimbe stilul și a adăugat nos tot ce trebuie. Adică a ușurat-o, i-a pus scaune scoică, i-a pus niște cai, face într-un mare fel, am auzit-o ieri când a intrat. I-a căzut volanul, dar asta nu e nicio problemă, e un detaliu că ce se poate remedia. 1.34, dacă nu mă înșel, este impecabil acesta. Impecabil, arată într-un mare fel. Interiorul îmi place mult, gravarea mânerelor, iar mi-a plăcut. Interiorul este fix ce trebuie. OEM, dar foarte bine întreținut, refăcut, presupun. A5, cum zicea băiatul de mai devreme, galben taxi, frumos. A6C4F, C5-4F, cred că, sau C6-4F, C6. Îmi place interiorul. Mișto. Chiar dacă, ca să fiu puțin hater așa, a optat pentru cel mai ieftin kit Airride posibil, cu comandă față-spate, adică nu cu ceasuri, cu telecomanda aia. Dar, na, gusturi. Până la urmă vorbim și de niște frâne, și de niște roți, și de o mașină destul de ok. A fost decizia clientului de a merge pe un kit foarte ieftin. E30 din nou. Grav, țiplă. Ciprian Grădinaru, ce zici de CD-ul ăsta? A? O să-mi-l iau și eu. Îl vrei și tu? Roți? De multe mii? Culoare, detalii. Foarte mișto mașina.
Golf 3, drăguți, nu pot spune, nu, e, nu, nu am nimic ce să-i spun de rău. E28, îmi plac scaunele, cred că sunt foarte confortabile, mai ales la drum lung. Adică dacă faci o România-Polonia 1600 de kilometri, eu zic că te dai jos din ele și nu mai e nicio problemă. Cu perne, cu tot ce se poate. Golf 7R. Meme-meme-meme-geule. Ia uite-te, uite-l pe fratele tău. Ceva frumos, cum îi place lui Ciprian. E, dar de data asta acest SQ5 are sticlă aici. Nu știu cum să vă spun. Roțile, incredibil de frumoase. Sunt niște vosănuri modulare. Frâne, culoarea impecabilă, nu e colan. S-a terminat. Și interesant și acest A3 sau fi un S3 sau... Ia să-l căutăm noi bine, poate e un RS3, iar noi obișnuiți cu, eu de exemplu, obișnuiți cu Dacia Logan Maxim Stepway. Poate omul chiar are un S3 sau RS3, dar nu știu, posibil să fie ceva acolo. Dar tot pentru Ciprian Grădinaru vreau să spun că are o chestie de începe aici și se termină aici. Nu știu ce e, tot cu sticlă, cu ceva. Mergem mai departe. Standul băieților de la Grinz, ai căror importatori suntem. Așadar, Larisa sau... ce clienți mai sunt? De prin Viatra Neamț beneficiază deja de Grinz G1. Vă sunt cunoscute aceste piese. Sigur, le aducem de un an de zile. Foarte fiabile. Colaborăm cu ei. Aceste suspensii pe care noi le aducem tot de la ei. Avem câțiva clienți care folosesc așa ceva, Mercedes V212, M6, mai mulți, nu mai aduc acum aminte, aceasta este mașina lor de prezentare, da, mi-aduc aminte de Larisa că este din ultimul, dintre cei mai recenți clienți de G1. Ei au venit cu un stand nou. Suntem dealeri autorizați pe așa ceva, suntem și unici pe România, Bulgaria și multe alte țări. Așa suntem noi. Dacă așa suntem noi, ce putem să facem? Asta este nou management, are niște chestii noi. Ne puteți suna și vă putem spune cam care este diferența dintre ăsta și acela. Acesta este standul. Pac, pac. Și continuăm alergarea către acesta Audi A4 B8. Ca idee, jantele nu sunt așa, în sensul că sunt adăugate aceste chestii, deci nu sunt ele așa. Da? Dar pentru show dau bine. Interesant și acest Golf 7 cu grinți în interior. Mergem la ceva mai old school. Frumoasă foc. Tare. Întreținută. Refăcută, presupun.
oamenii se odihnesc puțin în ea. La toți ne e somn. Airlift-ul nu are stand. Niciun producător din afară nu are. Găsim aici un... Cred că este M de fabrică. Nu mă cunosc. Nu, nu. Dacă nu știu la BMW-uri, nu știu și punct. Bine, eu nu știu la multe, dar... Nu trebuie să aruncați cu petre, ca să zic așa. Dar arată foarte bine, M3. Pare că ar fi un M3 de fabrică. Cu Rocket Bunny. Sau Pandem. Cred că nu e una așa cea. Deci asta este un Pandem, din câte știu. Arată bine. Mai vedem un M3 ăsta, sigur, e original. Static, cu BBS. Cu interioare. Maestru body aici. Poate să confirme sau să infirme că am sau nu. Asta e M3-ul nou. Din câte știu, este al lui Adrian Capița, cel care organizează Racism și Ult Race. Alexandra Coman e și ea pe live. N-are treabă, e activă total. Mie îmi place așa despre ea. Ce pot să spun? Mașina este incredibil de frumoasă și este pe detalii. A5, a spus cineva, A5, sigur avem, cu tot cu suport pentru cola. Cu evazări, cu toți nebunii. Cu roz de toate J-urile și ET-urile. Dar v-am zis, celeronul am înțeles acum pentru ce e bun. O să-mi iau și eu pentru la anul. Ai un S5. Aici este, cum să spun, se joacă Remi. Iar în sticlele acelea e apă tonică. Nu stați liniștiți. Japoneză. Am mai terminat un canal și vă arat ceva special. Miște, mie mi-a plăcut. Adică eu, care nu sunt cu old school cu din astea, e așa ceva. Deci omul este static. Are așa... Oh, dar nu știu cum să fac. Da, închid... Ia, închid. Gata. Are așa ceva în interior. Deci... Porbagajul, unde cred că era, nu știu, mașină mortoară asta, așa, e un motor. Mare, foarte mare, de extraordinar de mare. Exact, dric. Static. Deci static, așa a venit cu ea, a intrat, a târșit pe aici când a venit. Se aude foarte bine. Interiorul și ăla verde, ca să fie treabă. Foarte mișto mașina. Și repet, apreciez să văd proiecte frumoase, chiar dacă poate nu sunt pe gustul meu sau nu ar... E un anunț, nu știu ce zice încă. În mod sigur va vorbi și în engleză. Noi oricum nu știm engleză, adică oricum nu va ști ce va zice nici a doua oară. A, nu, nu, nu mai. E ok, mergem înainte. Și o mașină. Deci acest nou RS4 B9. Sau cât e? Cred că e B9. Nu știu cum să vă spun.
arată incredibil live. Deci este de o perfecțiune. Da, a blocat aleea la Kaufland. Exact, aia a zis. Arată incredibil de mișto. E fix cățel în variantă mai chill, așa mai. Băi, nu, arată mișto, nu, arată la toată lumea, ca să zic așa. Marfă, mașina. Body, dacă dai share, filmezi. Dacă nu, nu. Nu știu ce are aici deasupra. Ciprian Grădinariu. But for all the party people over here, getting serious again, if you want to join the official after party, who wants to go to the after party? Ah, e de petrecere de ulterior. Yeah. Woohoo. 1 2 3. Okay, 3 people, more than 3 people. I love that, all right? We will be 4 with me. Haide, pa. Deci, Ciprian, cum ziceam? Voare o chestie, asta începe de aici, se termină de aici, să deschid amândouă. Ce s-a spus? Ghici, ghici. Ghici, ghicitoarea mea. Foarte mișto, trecem mai departe. Asta ne place de aia. Bun, ajungem la un alt M3. Drăguț. Inside the roundabout there's a building and that's the club for the official after party. Static. Make some noise for the official after party. Come on. Ja tylko sobie pozwolę szybko na polski przetłumaczyć. Ludzi poinformował właśnie. Plafon, karbon. After party w klubie Królestwo. Ne invită la club. Przed spotkiem. Eu fiind bătrân, ce să mai, mai bine m-ar fi invitat la o pernă, la o plapumă. Dorana, mam nadzieję. Da, îmi plac astea tăiate pe plafon, mai ales că, na, prietenul nostru Ciprian Grădinariu, și lui îi plac și n-a avut parte viață întreagă de ele, de asta avem o problemă. Mașina asta, tare, ce pot să vă spun, tare, chiar e tare, roți cât în cape. Proprietarul drăguț a zis să ne dea și un like, și un share, și un poc. Le coboară, adică băieții le coboară, nu stau la discuții. Asta îmi place. Păi sunt bătrân. Și vedeți că abia mâine revenim pentru că se închide lumina. Deci vă dați seama că n-am apucat să vă arăt toate mașinile. Se închide evenimentul. Ciprian Grădinariu, vreau să spun așa ceva. Deci aș dori să spun mai multe, dar există un dar. So for all my English speaking people, există un dar. Germans want to say too. You need your wristbands. If you want to join the after party, you need your wristbands for sure. Întrucât n-am apucat să vi le prezentăm pe toate, mâine încă un live. N-ați scăpat de mine. Ciprian Grădinariu, vreau să mai spun ceva. Ejale aici. Și nu că aș vrea să spun doar la Audi ăsta, dar acest BMW, asta zic. Fără trapă, viața e pustiu, vă zic eu. De fapt, dacă mai e lumina asta, cred că ne putem continua. V-am plictisit? Și ce dacă? Tare. Tare combinația. Omul a venit cu un E21 cu full carbon, care pe interior scoică și pe spate și aduci și iubita. Mișto tare setup-ul.
turbo press, ăsta turbo, doamne, mașina cred că este turbo. Mă gândesc. Oieta. Nu prea mă interesa, e frumușel ăsta, da, arată bine. Și combinația de culori la jante, frâne și totul, static. Mișto. Ajungem la ceva mai tare. Acest Ferrari a fost și băgat în top 20. Salutare, Mario. Da, e drăguț. Mai venim. Îmi place butonul de aer condiționat, e scrie acolo AC. E atât. Share, ajutați-ne să creștem țara, noi, pe toată lumea. Cam tare asta. Japoneza își face loc această balenă Lexus. Și vorba aia, lângă Lexus mai e un Lexus cu mafia style. Bine, aici e o chestie sus, nu știu, un plafon. Și aia la altare, adică nu e o problemă. Interior cu pahare, cu tot ce trebuie. Golf, TT-uri, în general sunt teresuri. Eleron de toți banii și-a luat băiatul. Arată bine live, adică oricât de chicioși s-ar părea de la distanță. E un RS. V-am zis, aici se poartă RS-urile. Și încă unul și încă unul. Omul și-a făcut și mașină în miniatură, adică a zis de ce să am doar eu, poate să aibă și copilul meu una. Tare. Ia uitați. Z1 nu este, este un Z4 afară. E, trecem la un GTR. Tare. Carbon. Volanul fix unde trebuie pentru un GTR, adică pe dreapta, ca să totuși să arătăm că e japoneză autentică, nu. Frumoasă, frumoasă foc. Capota din carbon, detaliile Golf 7R coborât mai mult decât bine. Știați că Golfurile 7 pot coborâ? Vă mai spun și că și 6 și 5 pot coborâ, dar trebuie să alegi vendorul corect. Eu zic că Erai Custom poate să vă ofere soluția perfectă. Mercedes cu un fitment la fel cum trebuie. Aici, ce să zicem, după cum v-am zis, hop, MB Design, jante pe care vi le putem aduce pe comandă fără nicio problemă. Suntem reselleri de MB Design. Silvi, cred că e Silvia, nu? Tot așa, cu volanul pe dreapta. Porsche All Black, jante negre, buze negre, mașina neagră, interior negru, dar centuri galbene și frâne galbene. Adică stil Carrera 4. Avem și ceva polonez, autentic. Vedeți că este static. Deci este static, da? Cu Schmidt TH-Line pe, nu știu, 13, cât ori fi astea, modulare. Este static, arată bine, realitate. Al doilea GTR, ca să fie treaba.
Mașina asta mi se pare incredibilă. De cum arată? Ea, ca, nu ca și model, mașina în sine. Felicitări proprietarului. Chiar arată foarte bine live, este impecabil. Zici că nici nu merge pe ea, nici cu ea, nici nu se dă, nici nu... Tare. Acesta este proprietarul, în cazul în care doriți să-i urmăriți postările și mașina și tot. Golf 2, static, presupun că e un ori un VR6, ori un GTI, a. Ceva trebuia să aibă, adică n-avea cum. Un rechin M. Păcat că s-a închis această mașină. Deci mașina arată incredibil, ca și detalii, ca și tot. Eu o văd una dintre câștigătoare, ca să zic așa. Este incredibilă de cum este lucrată, deci incredibilă. Pă, perne. Pă, praguri. Și cum să vă explic eu vouă? Este top. Deci este incredibil de bine lucrată. Nu există niciun defect. Deci l-am căutat. Adică sunt atât de hater acum încât mi-aș dori să găsesc un defect. Nu-l găsesc. Motorul sună într-un mare fel. Este un motor aici în spate, este tot. Și merge cum trebuie, funcționează cum trebuie. Ia uzi, ne invită să plecăm acasă. Da. O să... So I will do it with my beautiful voice again. Ladies and gentlemen, please leave this building right now and the whole area. Okay. Right now. If not... My guy left to my side over here. Brady will come to you and put you out directly. Ați înțeles. Evident, oamenii glumesc, ne îndrumă într-un mod mai mult decât civilizat să părăsim locația. Mai este și mâine o zi. Revenim mâine. Eu sunt Cosmin de la Erai Custom. Mă bucur tare mult că am putut să împărtășesc cu voi ceea ce trăiesc în aceste zile. Pe aici, ce mi se întâmplă. Mașinile, oamenii, locația, absolut tot. Și da, ne trimite la nani. Și ne auzim și ne vedem mâine, da? Salutări. Eu sunt, mă bucur, ne-a spus că am interacționat astăzi, mi-e dor de România. Toate că am plecat de 2 zile, dar deja mi-e dor, adică așa. Închid și eu mașina și mă duc la nani. Cred. V-am pupat. Peace.